Terminat vara, dar Bârladul a fost deja cuprins de febra sărbătorilor de iarnă. În tot orașul, angajații primăriei au început să monteze ghirlande luminoase pentru Crăciun. Ce explicații au autoritățile pentru această grabă, aflăm de la colega mea, Mariana Zaharia. Bună ziua, autoritățile spun că au nevoie de mai mult timp ca să se pregătească de sărbătorile de iarnă. Rețeaua de iluminat festiv s-a extins, așa că este nevoie de mai multe beculețe și mai multă muncă. În special la periferia orașului, acolo unde până acum nu puneau nimic. Au zis că anul acesta să fie diferit pentru că este centenarul. Pe scurt, autorităților nu li se pare nimic în neregulă în faptul că au început montarea beculețelor cu 3 luni înainte de Crăciun. Colegii mei au stat de vorbă și cu localnicii. Cei mai mulți dintre ei au făcut haz de necaz. Municipalitatea va plăti anul acesta peste 40.000 de lei pentru iluminatul festiv.